Pălăriile au fost întotdeauna sinonimul individualității. Multe modele s-au schimbat pe parcursul istoriei, dar există acelea care au devenit adevărate icoane de stil. Iată cele mai faimoase pălării din istorie. Faimosul melon ce a aparținut lui Charlie Chaplin a devenit una dintre cele mai scumpe pălării din istorie. Aceasta a fost vândută la licitație cu suma de 6.000 de dolari. Odată melonul era doar simbolul funcționarilor publici și bancherilor britanici. Acesta a căpătat adevărata popularitate pe capul lui Charlie Chaplin. Când vine vorba de pălării pentru femei, prima imagine care îți vine în cap este cea lui Audrey Hepburn, care a știut cum să le poarte pe toate. Legenda ecranului este renumită pentru talentul, ținutele alese cu grijă și mai ales pentru pălăriile ei. Personajul lui Holly din Breakfast at Tiffany's pur și simplu nu ar fi la fel fără pălăria ei enormă, asortată cu eșarfa roz. Una dintre cele mai cunoscute pălării din cinematografie rămâne cea purtată de Harrison Ford în filmul Indiana Jones. Indy pur și simplu nu ar fi de recunoscut fără celebra lui pălărie. Debra Nadulman este cea care a asigurat aspectul impecabil al eroului. Madonna este genul de artist care transformă în aur orice atinge. Cam asta s-a întâmplat și cu pălăria de cowboy, care a apărut în anul 2000 în videoclipul piesei Don't Tell Me. Cântecul a ajuns în topuri, iar imaginea Madonnei s-a mai îmbogățit cu un simbol fashion. Mihail Boiarski este un alt erou pe care cu greu ți-l imaginezi fără de pălărie. Acesta nu s-a despărțit de accesoriul său timp de 12 ani. Artistul nu a scos pălăria nici când s-a văzut cu președintele Mihail Gorbaciov. Boiarski a comentat că președintele nu este regina. Câteva clipe vei afla dacă vă candidați sau nu Serafim Murechean la funcție de primar al Chișinăului. În politică ați intrat în 2003. Până atunci erați vestit că nu vă abțineați de la politică. Ce îl face pe un om să vrea să meargă în politică? N-am participat, să zicem, activ într-un partid. Da. N-am împărtășit, să zicem, o doctrină, dar asta nu se poate spune despre nimeni că a fost absolut indiferent. De ce v-a făcut în 2003 să vă faceți partidul dumneavoastră? Deci, înainte de alegerile din 2003, au venit la guvernare comuniștii. Și ca să scape de Urechean, în primul rând, Toarș Voronin, ei au modificat legislația despre alegerile locale, unde, în calitate de candidat independent, nu se permitea să participe. Trebuia să fii membru a unei formațiuni politice. În țară, la acel moment, erau în jurul la 300 de primari independenți care au candidat. Ne-am întrunit. Ce facem? Și am format alianța, am constituit Alianța Independenților din Republica Moldova. Era recunoscută Alianța Independenților ca o formațiune politică, politică destul de puternică. În cei aproape 200 de ani de când există primăria Chișinău, orașul a fost condus de diverse personalități notorii. Chiar dacă numărul primarilor este unul impunător, chiar și pentru un oraș cum este capitala noastră, doar puțini dintre ei au reușit să rămână în istorie. Aceștia sunt cei mai de vază primari ai Chișinăului din toți cei 42 pe care i-a avut. Carol Schmidt, cel mai longeviv primar al urbei noastre, el conducând primăria Chișinăului timp de 25 de ani, cu rădăcini germane provenite din una din țările baltice. A devenit primar din întâmplare, desemnat de către Duma Orășenească. Datorită lui, Chișinăul s-a făcut cu pavaj de granit în loc de pavaj cu bârne, tramvai electric și rețele electrice, apeduct și canalizare. La fel de interesantă este plecarea lui din primărie și a dat demisia din postul de primar după pogromul din 1903, declarând că nu vrea să fie primar într-un oraș atât de necivilizat.
Nicolae Bivol. Cu un spirit de întreprinzător nemaipomenit, toate afacerile pe care la început au fost profitabile. Dar cea mai importantă și legendară afacere a fost cea din 1918, când el a reușit să facă o înțelegere cu morarii Chișinăului ca aceștia să nu majoreze tarifurile la făină. Și în felul acesta, orașul a fost salvat de criza alimentară. German Pânta. Despre German Pânta circulă cele mai multe mituri. O legendă spune că pentru niște impozite primarul de Chișinău a fost condamnat la o zi de pușcărie. În timpul celui de-al doilea război mondial a fost numit de mareșalul Ion Antonescu primar al orașului Odessa. Ioan Negrescu. În istoria Chișinăului a fost primul și ultimul filozof ajuns primar. Descendent al unei familii de profesori și cărturari, filozof, profesor de liceu, profesor universitar, autor a unor cărți dedicate scriitorilor basarabeni cum ar fi Bogdan Petricei cu HD-ul sau autor al unor studii de medicină. Ioan Costin. Unul dintre cei mai interesanți primari ai Chișinăului, primul care a sărbătorit jubileul de 500 de ani ai urbei noastre, având studii juridice, participând la lupta antițaristă în Rusia, trăind mulți ani în emigrație în Elveția, unde l-a cunoscut pe Lenin, Ion Costin a fost și unul dintre pionerii mișcării naționale. Spuneți-mi, cum trebuie să fie un primar adevărat, după părerea noastră? Nu, un primar adevărat trebuie să vorbească mai puțin, să facă mai mult. Și un primar adevărat trebuie să fie măcar puțin competent în activități. Fiindcă nu poți să te apuci să faci o operație dacă nu ești chirurg bun. Așa-i? Nu poți pune o diagnoză la o boală ceva dacă nu ești un terapeut, ori nu pricepi. La următoarele alegeri veți candida? Deci, voi răspunde în felul următor. Nu exclud, fiindcă porțile sunt deschise, nu mă împiedic nimic absolut. Eu mai am încă angajamente față de chișinăuieni foarte mari și foarte multe. Lucrurile, într-adevăr, vai de capul oricum. Caracterizați într-o singură propoziție actuala, să zic eu, situație din municipiu. Într-un singur cuvânt. Există așa? Există. Cum este? Oh, Doamne! Asta e of, Doamne! Da. Atât. Atât. Urmărește iShow și vei afla ce crede Serafim Murechean despre homosexuali și cum a învățat să facă o oală din lut cu meșterul din Huginești. Partenerul emisiunii Independent Media.